Întâmplări There's a place called Kokomo. Zonele de agrement deja celebre din Galați au fost pline de pasionați ai grătarelor și de iubitori ai naturii. După ce fripturile au sfârâit încă de la primele ore ale dimineții, gălățenii și-au continuat programul de voie bună la pescuit sau au prins bronzul pe malul lacului partidului. Și cum de mâine toată lumea se va reîntoarce la serviciu, orele petrecute astăzi în natură au fost prețioase. Trebuie să stăm pe la, eu știu, până să-mi seriază. Cu familia, la un aer, la un grătar. Cu remi. Avem remi, avem table. Table, cu totul. Am prins trofee mari, numai mari. Și urmează să-i puneți aici, la grătar, așa-i? Ei, am venit mai mult pentru ziua asta de libertate, pur și simplu sărbătoare. Cum e apa? Foarte rece. Afternoon delight, cocktails. Să mă bronzez și eu cu fetița, cu nepoata, cu nora, cu soțul meu la pește. Tu ce faci? Cum te distrezi? Foarte bine! Meteorologii vin cu vești bune. Săptămâna viitoare va fi vreme frumoasă, fără precipitații și cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius.